Ne aflăm într-una din zonele de acces a spectatorilor către tribuna nouă. După cum observați în spatele nostru, tot ceea ce înseamnă elemente de construcție la tribuna nouă sunt acum gata. Avem inclusiv peretele de la etajul 1 care este pus, peretele exterior. În momentul în care vom urca, veți observa că se lucrează și la zona de vopsitorii. Instalațiile sunt toate trase, inclusiv la etajul 1. De asemenea, gradenele, cu excepția zonei din centru, unde mai avem de lucru, inclusiv la structura metalică, toate gradenele sunt pe poziție. Iar dacă vremea ne va permite, săptămâna aceasta sperăm să hidroizolăm și prima parte a tribunei noi, și asta va însemna că pe zona de gradene vor rămâne numai scaunele de pus, ca fiind ultima etapă. De asemenea, s-a lucrat la structura tribunei oficiale, veți vedea că s-au modificat puțin datele problemei, urmând ca în perioada următoare să se intre la tot ceea ce vizează pavaj, și mă refer la gresie, mă refer și la șapele care urmează să mai fie turnate în anumite zone, la hidroizolația la cele două terase, și undeva în luna viitoare să înceapă și montarea acoperișului. Acoperișul estimăm noi că va dura cu totul, inclusiv cu membrana aceea specială care va acoperi integral tribuna nouă, undeva la 30 de zile din momentul în care va începe montarea practică a ultimelor elemente de acoperiș. La tribuna veche sunt toate scaunele montate în acest moment. Sunt puse inclusiv corpurile de iluminat în mare parte a tribunei. Instalațiile sanitare, acolo nu mai sunt multe lucruri de făcut. Sunt montați și turnicheții de acces pe zona tribunei vechi, deci dinspre justiției. Gardul este finalizat în proporție de 95% în acest moment. Se montează acum și turnurile de televiziune, cele care vor fi utilizate pentru transmisiile TV. Dar cred că cel mai bine ar fi să mergem și să vedem puțin cum arată și pe interior această tribună.